Aici e steaua, steaua, istoria continuă. Omagiu Sfinxul. Pe 17 iulie 1928, la Copăceni, Vâlcea, s-a născut Ion Alexandrescu. În 1950 semna cu CCA și debuta, însă era trimis împrumut pentru un sezon și jumătate la Casa Armatei Câmpul Lung Moldovenesc. După revenire, a fost legitimat la club până în 1961, făcând parte din prima generație care a dominat fotbalul românesc al militarilor. În 1956 marca 22 de goluri și a devenit primul fotbalist militar care cucerește titlul de golgheter al campionatului. Ca jucător a fost mare, ca și conducător a fost imens, contribuind la marile succese ale Stelei din anii 80 și 90. Cupa Campionilor, Supercupa Europei, calificări în grupele Champions League, titluri. Ca și jucător a cucerit 5 titluri de campion și 3 cupe ale României. A decedat pe 21 iunie 2001, odihnească-se în pace, Sfinxul, unul dintre cei mai importanți oameni din istoria Stelei, Steaua, istoria continuă.